veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Pe tema păcatelor trupului, categorie la care se includ în mare primele 3-4 păcate din lista prezentată de Pavel în Galateni 5, versetul 19, prea curvia, curvia, necurăția, desfrânarea. Aminteam noi că aceste păcate nu sunt niște păcate simple, sunt niște păcate compuse, am putea spune, niște păcate care prind contur în timp, care se întind și se lățesc cu vremea. Și astfel am notat 3 nivele la care se prezintă aceste duhuri, la care funcționează aceste păcate, 3 trepte de cădere în aceste păcate. O primă treaptă, aminteam că se derulează la nivelul gândirii, la nivelul privirii și al inimii. Așa cum spunea Domnul Iisus în Matei 15:19, din inimă ies, printre altele, prea curviile, curviile. Și o să reamintim din toate cele versete citate, doar cel din Matei, capitolul 5, versetul 28 și 29. Dar eu vă spun că oricine se uite la o femeie ca să o poftească, a și prea curvit cu ea în inima lui. Dacă, deci, ochiul tău cel drept te faci să cazi în păcat, scoate-l și leapă-l de la tine. Aceasta este prima fază a acestor păcătuiri. Omul privește și aminteam noi că nu doar o privire întreagă, ci o privire cu zăbovire, o privire cu reluare, în care omul își oprește privirea asupra unor lucruri necurate. Al doilea nivel al păcătuirii avea mai multe aspecte care duc de la această fază interioară la faza fizică propriu-zisă a păcătuirii și aminteam în primul rând vorbirea. Pentru fiecare din acestea amintim doar câte un singur verset, Proverbe capitolul 5, versetele 3 la 5. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât un de lemn. Acele vorbe care se vor a sugera dragoste, de fapt, dacă nu sunt pornite dintr-o inimă sinceră, ci dintr-o inimă în care s-a încuibărit deja acel păcat, chiar dacă sunt mieroase, chiar dacă sunt lunecoase, vor duce la agravarea acelor stări și la apariția păcatului într-o fază mai compusă. Un al doilea aspect, pe lângă vorbire, era acela în îmbrăcăminți, întoarceți o pagină, 7:10, și iată că i-a alergat înainte o femeie, îmbrăcată ca o curvă, spune textul. Nu se poate rupe problema îmbrăcămintei de problema acestui păcat. Imediat după ce omul a căzut în păcat, Dumnezeu a avut de grijă ca el să fie îmbrăcat ca atare, decent, și ori de câte ori oamenii își ies din normele prevăzute pentru ei, sunt o pricină și sunt o ispită pentru ceilalți de lângă ei. Un alt aspect este cel al plimbărilor. Rămânem tot aici, în capitolul 7, versetul 8, trecea pe uliță la colțul unde stătea una din acele străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea neagră și întunecoasă. De regulă, plimbările, fără niciun scop, fără niciun sens, sunt un prilej care favorizează păcatul. Omul, atunci când se plimbă fără nici o treabă, are timp și să discute pendelete, verzi și uscate, și totodată are timp să își folosească privirea, pentru că nu este pornit să se grăbească. Atunci când omul se plimbă, este mult mai ușor de păcălit în această privință. Urmează celelalte două aspecte care sunt cu atât mai grave. Citesc doar versetul 13 din Proverbe 7. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat cu o față fără rușine. Atunci când omul trece deja la atingeri fizice, când își pierde rușinea și în final, ultima dintre aceste situații, prezența la întâlniri, în case, în localuri unde oamenii nu se îndelenicesc cu cele sfinte, departe de familie sau chiar în familii care nu-și păstrează bunul simț și manierele creștine. Aceste lucruri, vorbiri, plimbări, îmbrăcăminte, prezența în anumite locuri, sunt pasul dinaintea căderii în păcat. Dacă cineva nu vorbește așa, nu se duce cu astfel de oameni, nu intră în asemenea localuri, nu se îmbracă într-un asemenea mod, el este păzit
de păcat. S-ar putea să se întâmple ceea ce avem scris în Galateni 6, să cadă cineva dintr-o dată în vreo greșeală. Dar asta ar fi dintr-o dată și în urmă ar trezi niște sentimente de recunoștință, de pocăință, încât nu seamănă povestea ca și cu cel care premeditează păcatul, cu cel care pregătește fapta și stăruie în rău. Și aminteam, în final, după ce am făcut o enumerare a acestor păcate pe care noi le știm atât de bine, o listă este în Deuteronom 22, curvie prea curvie, urmează lista păcatelor mai murdare din Roman capitolul 1, când oamenii au schimbat întrebuințarea firească a partenerului de viață, și ceea ce avem în Levitic 20, când oamenii au apelat și la regnul animal pentru a satisface dorințele lor păcătoase. În final, spuneam că la nivel de familie trebuie să fie respinse cu desăvârșire lucrurile acestea. Versetul din Vechiul Testament, Levitic 19:29, spunea: părinții să nu-și dea copiii, deci cu desăvârșire să se opună, căci copiii atunci când vor fi mari vor trece peste aceasta, este cu tot o altă problemă. Dacă nu ne aducem noi aportul, într-o anumită măsură, totuși mai frânăm această stare de fapt a lucrurilor. Apoi în biserică, 1 Corinteni, capitolul 5, versetul 9 și versetul 13, ne spune că astfel de oameni să fie îndepărtați, cu desăvârșire, legătura cu ei să fie întreruptă pentru a nu extinde acest păcat. Biblia solicită, ar fi un lucru foarte bun ca la nivel de societate, avem scris în Deuteronom 23:17, să fie eliminat acest păcat. Dar se pare că din societate va fi eliminat doar atunci când îngerii vor veni și când vor face ei dreptate. Ei nu sunt afectați în această privință, nu au rudenii, spunea cineva, și pot să taie drept. Dacă oamenii încă din antichitate, în Grecia pe timpul lui Solon și în vremea noastră, pe timpul acestor împărați s-au legalizat câte și câte lucruri murdare, aceasta nu înseamnă că în fața lui Dumnezeu ele sunt un mai mic păcat. Ele rămân la fel de păcătoase și Dumnezeu într-o zi la judecată, vedem potrivit listelor din Noul Testament, va începe exact cu aceste păcate. Domnul zic să ne păzească și în această păzire doresc să continuăm acum cu pricinile de curvie. Sunt situații în care dacă noi nu funcționăm cu atenție, putem să cădem atât noi, dar ceea ce este mai frecvent, să constituim o pricină de cădere pentru alții. O primă situație o avem în cartea Apocalipsei, capitolul 2, versetele 14 și 20, unde este scris celor din conducerea bisericii: dar iată ce am împotriva ta. Este că ai acolo niște oameni care țin de învățătura lui Balaam, care a învățat pe Balac să pună o piatră de potignire înaintea copilor lui Israel, ca să mănânce din lucrurile jertfite idolilor și să dea la curvie. Este spus că Dumnezeu este împotriva acestor lucruri, dar trist, spune Biblia aici, cei din frunte tolerează asemenea situații. Atunci când la nivel de biserică sunt tolerate, amintiți-vă, în Vechiul Testament, Balaam, numărul 25, el de prorocit a prorocit bine până la un moment dat, dar apoi a început să dea niște sfaturi greșite. Și trist este uneori când oameni, afectați ei probabil la nivelul lor în această privință, facilitează și tolerează între tineri de regulă stări de genul acesta. Și citim și versetul 20 de aici: dar iată ce am împotriva ta, tu lași ca Izabela, femeia aceea care se zice prorociță, să învețe să amăgească pe robii mei. Facem o paranteză, dacă urmăriți Biblia, încă din Vechiul Testament și până în cartea Apocalipsei, aceste păcate de curvie, de desfrânare, sunt legate de prorocii. În Ieremia, în Isaia și până aici, de multe ori diavolul a făcut casă bună cu prorocii mincinoși, bineînțeles. Cu Biblia nu am cum să autorizez un astfel de păcat. Eu cred că Dumnezeu are prorocii lui adevărați, care nici într-un caz nu admit așa ceva, dar să ne păzim și să fim atenți ce ascultăm și încotro ne duc acele sfaturi care le primim. Citim tot în această privință și în Amos capitolul 7, versetul 17, pentru că Amația, acest preot al seminției din nord,
7:17, tolera astfel de lucruri în biserică, auziți ce îi spune omului Dumnezeu, 7:17. Din pricina aceasta, îi spune Amos, iată ce zice Domnul, nevastă ta va curvi în cetate, fiii tăi și fiicele tale vor cădea loviți de sabie. Pentru că se tolerează la nivelul unor biserici, chiar de către conducerea acestei păcate, familia lor va ajunge să cadă în păcat. Am auzit un caz din Moldova, la o ședință de comitet s-a propus scoaterea din directorul unui om afectat de curvie. Și unul a spus, fraților, da să-l lăsăm. Și în atât de mult s-a opus încât a biruit într-un fel anume. Noaptea a avut un vis și a spus un înger al Domnului, pentru că ai lăsat în biserică pe acel om, să știi că el va fi eliberat momentan. Dar copiii tăi vor fi loviți și soția ta. Și este versetul care exact lucrul acesta, că de-aia mi-am și amintit de acest caz. Dacă îl tolerezi, pe de-o parte va fi lovită familia ta, Dumnezeu va îngădui așa, iar pe de altă parte, tolerându-l, se va întinde la nivel de biserică acest păcat. Este una din pricinile pentru care curvia există. O altă pricină, în Proverbe 5:19 este scris, citim de la 18, izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cel voi că iubite, că prea ori plăcută, fiind bătat tot timpul de drăgălășiile ei, fiind îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Un om care din tinerețe este îndrăgostit și necurmat îndrăgostit de soția lui, nu se poate să ajungă el și nici să-i dea prilej celuilalt. Pentru că își completăm acest verset cu Matei capitolul 5, versetul 32. Dar eu vă spun că oricine își lasă nevasta, afară numai de pricina de curvie, îi dă prilej să prea curvească. Separându-te de soț, îi dai prilej să cadă în păcat. Și în multe situații s-a întâmplat așa ceva. Fie soți, fie soții, pe motiv că s-au certat, pe motiv că știu eu ce, câte lucruri poate să motiveze diavolul, și-au neglijat partenerul. Dar peste 2-3 ani l-au văzut aruncat în brațele altcuiva și apoi în urmă au plâns. Dar au văzut, brațele mele au căzut de pe el. Acum taci din gură și suferă și roagă-te Domnului să te ajute să se întoarcă din nou inima înapoi spre tine, dacă ai făcut așa ceva. Domnul zic să ne trezească de la asemenea lucruri. Și să fim tot timpul, așa cum este scris în Corinteni, fiecare să fie pentru celălalt și celălalt pentru primul. O a treia pricină, citim în 1 Corinteni capitolul 7, se manifestă tot la nivel de familie, că se pare că de aici pornesc majoritatea lucrurilor. 1 Corinteni 7:2, în continuare. Totuși, din pricina acestor lucruri, din pricina curviei, fiecare bărbat să-și aibă nevasta lui și fiecare femeie să-și aibă bărbatul ei. Familia este un refugiu, cel mai sigur refugiu împotriva acestor probleme. Deci Biblia merge și până acolo și spune, versetul 9, dacă nu se pot înfrâna, au probleme, fie că sunt tineri, fie că sunt despărțiți sau divorțați, dacă e despărțită să rămână nemăritată dacă nu are probleme și nu vrea celălalt, sau să se împace cu bărbatul, nu să se recăsătorească. Și nici bărbatul să nu-și lase nevasta, pentru că automat de pricină. Și versetul 4:5, nevasta nu este stăpână pe sine, bărbatul nici el, să nu vă lipsiți unul de altul datoria de soț, ca să nu fiți din pricina nestăpânirii voastre. Fiecare își cunoaște normele lui și trebuie să-i le cunoască și pe ale partenerului de viață. Familia, repet, este locul unde oamenii pot să se refugieze de aceste probleme, până la o anumită limită. Dacă cineva este stăpânit de un duh, încât nici din punct de vedere familial nu poate fi stăpânit acest duh, aici este nevoie de intervenția lui Dumnezeu, care poate să regleze toate lucrurile în organismul nostru și zic ca Domnul să se îndure de noi în această privință. Așadar, rețineți aceste trei pricini. O pricină este tolerarea lor în biserică și a de-a doua, atunci când în familie unul dintre soți nu îl împlinește pe celălalt, și cea de-a treia, atunci când tineri necăsătoriți sau alții despărțiți sau văduvi rămân în această stare, au dreptul să se căsătorească, nu o fac și au probleme în această privință. Pe lângă cele amintite până acum, curvie, preacurvie, care sunt mai simple și uneori încearcă să se vâre și printre noi, avem două asemănătoare cu el, necurăția și desfrânarea. Despre necurăție doresc să citim în Iacov 1:21, unde este scris, de aceea lepădați orice necurăție,
Există o categorie de necurății prinse în Vechiul Testament în Levitic, capitolul 15. Necurăție până seara, necurăție pe timpul acelor probleme care tinde surori și acea necurăție care expiră la 7 zile după probleme. Acele 3 tipuri de necurății din Levitic, capitolul 15. Pe lângă aceste necurății, care uneori sunt involuntare, există alte tipuri de necurății, când această necurăție trece asupra partenerului. În Ezechiel 18:6, cred că așa ceva n-ar fi cazul printre noi, când soții nu știu care le este timpul dat pentru relațiile cu soția. Tot în această privință, pentru tineri, Biblia spune, dacă cineva are probleme să se căsătorească, nu să se satisfacă singur, fie dintr-o parte, fie dintr-alta, pentru că este o necurăție și nimic necurat și întinat nu va intra în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Și cea de-a patra stare, înainte de a trece la exemple, desfriul, care este cel mai grav dintre toate, eu vă citesc din cartea Osea, capitolul 4, avem aici o stare foarte clară de desfriu, 4:13-14. Poporul meu își întreabă lemnul, lui și toiagul lui prorocește, că duhul curviei duce în rătăcire. Și sunt necrencioși Dumnezeului lor. Aduc jertfe pe vârful munților, ar tămâie pe dealuri, sub stejar, plop și terebinți, a căror umbră este plăcută. De aceea fetele voastre curpesc și nurorile voastre sunt prea curve. Nu pot pedepsi pe fetele voastre pentru că sunt așa cum sunt, nici pe nurorile voastre, căci ei înșiși se duc la o parte și jertfesc împreună cu desfrânatele din temple. Un astfel de popor este fără minte și aleargă spre pieire. În lume vor fi, aici vor face curățenie îngerii, dar în biserică și în familie este datoria noastră și Domnul să ne ajute. Amin. Mai am timp doar Efeseni 4:19, iarăși o stare care arată stricăciunea la culme, despre desfrânare spuneam, căci este acea stare când omul și-a pierdut rușinea și respectul de sine și față de semeni. Spune aici, ei s-au pierdut orice pic de simțire, s-au dedat la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurății. Aceste lucruri niciodată nu se opresc. După cum Dumnezeu nu are treaptă de oprire înspre neprihănire, nici diavolul înspre stricăciune nu are treaptă de oprire. După ce ai ajuns să comiți un anumit păcat, diavolul nu se va opri aici. Diavolul te va târî tot mai jos, tot mai jos, până când va fi în stare să desfințeze rasa umană. Trecem acum la exemple biblice, vom avea cazuri negative și cazuri pozitive și din ele putem să vedem toate noțiunile, principiile și problemele care le-am învățat până acum. Începem de la Genesa, prima situație, Geneza 19, versetele 30-36. Avem pe Lot, refugiat din Sodoma împreună cu fetele lui într-o peșteră, primul caz de incest relatat în Biblie, un om neprihănit se pare. Dar vinul, mustul și curvia iau mințile omului. Lot s-a îmbătat, fetele lui erau cu noțiunile din Sodoma și nu-i mare mirare ca și copiii noștri să aibă noțiunile Sodomei, că Sodoma este lumea aceasta de astăzi și la o clipă de neveghere părinții pot, nu chiar în această situație, dar într-un fel să admită fetelor sau copiilor să facă ce s-a întâmplat aici. Un al doilea caz. Geneza 26:34 este vorba de Esau. Potrivit textului din Geneza, Esau pare o simplă căsătorie. Dar în Evrei, capitolul 12, versetul 16, este scris: vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau. Deci Biblia numește pe Esau curvar. Să vedem cum a fost curvar. Geneza 26:34. La vârsta de 40 de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata hititului Beri, și pe Basmat. Într-un fel, această poligamie este tot o curvie, când un om nu se mulțumește doar cu soția lui. Acum, nu există din punct de vedere legal posibilitatea poligamiei, dar oamenii pot să-și permită o altă soție. Nu chiar să trăiască cu ea, numai la nivelul gândirii, să-și permite să spună cealaltă femeie este mai frumoasă decât soția mea. Și el, din punct de vedere fizic, să fie într-o familie cu o soție, iar din punct de vedere mental, de fapt, el să trăiască într-o altă lume, cu un alt partener. Și citim că în nestăpânirea lui Esau a trecut chiar la desfrânare. 28:8. Esau a înțeles că fetele lui Canaan nu-i plăcea tatălui său Isaac. Și fără pic de rușine și-a sfidat părinții
moda de atunci, dacă vreți. Și Esau s-a dus la Ismael și a mai luat de nevastă, pe lângă nevestele pe care le avea, și pe Mahalat, fata lui Ismael. Nu degeaba l-a respins Dumnezeu pe Esau. Printre altele, a fost nu doar lumesc, i-a plăcut doar vânătoarea și ciorba de linte și a spus că pentru el biserica e zero. A fost și curva. Pentru că lumea și cu aceste stricăciuni sunt tare înrudite. Întoarcem în Geneza 34, avem o situație iarăși din familie de pocăiți, am putea spune. 34 cu 1, 2 și 31. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov, Lea, a ieșit să vadă pe fetele țării. Ea a fost zărită de Sihem, fiul hevitului Hamor. El a pus mâna pe ea, s-a culcat cu ea și a necinstit-o. Și în 31, ei au răspuns. Se cuvenea oare să se poarte cu sora noastră cum se poartă cu o curvă? Vinovat principal, bineînțeles, că a fost Sihem. Dar și-a avut indiscutabil și Dina vina ei. O vină poate simplă, am putea spune noi, dar vină care ar putea să cadă surioarele noastre dacă nu sunt puțin atente. Acest duh din Sihem nu este mai puțin stricat în zilele noastre, ci poate chiar mai mult. În alt caz, Geneza 38, citim în versetul 14, atunci când Tamar s-a așezat la marginea drumului, a venit Iuda și a luat-o drept o desfrânată, a păcătuit cu ea și în urmă, ce și-a zis? Când a aflat ce a făcut ea, ca și cum ar fi uitat, că ar fi șters filmul ca la Lot, dar el a făcut tot ziua, nu noaptea, și a spus să fie ucisă. Ca și în Ioan capitolul 8, când au spus că au prins-o în fapt pe acea femeie, dar bărbatul unde a fi fost? Oamenii sunt în stare să-i acuze pe ceilalți că ei sunt de vină. Dacă cineva este ispitit cu o femeie sau o femeie cu un bărbat, spune nu, el mă ispitește. El mă privește ca atare, el îmi vorbește ca atare. Nu se poate, dacă unul este rece, nu vor lua foc amândoi. Oricât ar fi de ispitit unul. Dacă unul știe să rămână în standardul lui, dacă știe care sunt limitele lui, unul se va ispiti, va face păcatele lui, dar cu alții, nu cu cei care vor rămâne sinceri. Iuda totuși s-a trezit. Și avem aici ceva îmbucurător. S-ar putea ca printre noi să fie, și eu spun că sunt, oameni care o singură dată au căzut în păcat. Iuda o singură dată a căzut în păcat. S-a trezit și citim 26 verset, Iuda le-a cunoscut și a zis, eu sunt vinovat. Și nu s-a mai împreunat cu ea de atunci. Până când faci bine la alălalt, vei păcătui mai departe. Când vei socoti că tu ești de vină, atunci ai șanse să te oprești din păcătuire. Dar până când nu-ți vezi vina, nu te vei opri din păcat. Până nu-ți vezi vina și până nu te mărturisești, că Iuda a zis, s-a mărturisit și a spus, eu sunt de vină. Și de atunci Dumnezeu l-a ajutat să pună capăt păcatelor lui. Doamne, sprijinește pe cei care au păcătuit să se recunoască, să-și vadă vina și să nu mai păcătuiască. A spus Domnul Iisus, femei, du-te și să nu mai păcătuiești. Amin. Un alt caz, tot Geneza 35, versetul 22, pe când locuia Israel în ținutul acesta, Ruben s-a dus, s-a culcat cu Bilha, țitoarea tatălui său, și Israel a aflat. Un caz similar îl avem și în Noul Testament, în 1 Corinteni, capitolul 5. Din toate părțile se spune că între voi este curvie. Și încă o curvie ca cele care nici chiar la păgân nu se pomenesc. Până acolo că unul de voi trește cu nevasta tatălui său, exact ca și ce a făcut Ruben. Pentru aceasta, cel din Corint a fost dat pe mâna satanei și Ruben și-a pierdut dreptul de întâi născut. Fiecare și-a primit plata pentru păcatul lui. Un alt caz, Judecător capitolul 16, versetul 1, este vorba de Samson. Samson a plecat la Gaza, acolo a văzut o curvă. În 14 cu 1 să spunem că s-a dus să se căsătorească, greșeala că numai în țara filistenilor a făcut-o. Dar aici se pare că Samson a cunoscut statutul acestei femei și a intrat la ea. De aici a început căderea gravă a lui Samson, când a știut ce face, a știut cu cine se încurcă și a căzut. Un Samson care era mișcat de Duhul Domnului, unul care la stăruință se alta de pe genunchi, unul care prorocea sau predica, da, pentru că și-a permis și nu trebuia permis. Și-a zăbovit în păcatul lui, s-a dus unde nu trebuie, a intrat unde nu trebuie și diavolul, dacă s-a dus și la Sfântul Sfinților și l-a provocat să păcătuiască, se va rușina diavolul sau se va sfii să nu vină la noi? Nici de departe. Un alt caz, 1 Samuel 2 cu 22, fiii lui Eli. Fiii lui Eli erau niște oameni răi, nu cunoșteau pe Domnul și erau în slujbă, erau preoți în Israel. Și din versetul 22, Eli era foarte bătrân și a aflat cum se purtau fiii lui cu tot Israelul. A aflat că se culcau cu femeile care slujeau afară ușa cortului întâlnirii. Cât de trist. Și totuși, cei mai trist, Eli i-a lăsat în slujbă. Și au primit și el și ei pedeapsa pentru păcatul lor.
Un alt caz, iarăși tolerat de conducere, acestea sunt, se pare, cele mai grave. În prima carte a împăraților, capitolul 3, avem aici judecata lui Solomon și tuturor ne sare în față ce drept a judecat Solomon. Un împărat 3:16. Atunci au venit două femei curve la împărat și a zis, eu locuiam împreună cu femeia aceasta în aceeași casă. Mă întreb, de ce nu a fi zis Solomon că se le taie pe ele cu sabia în două? Cum a tolerat împăratul atât de înțelept curvia? Știți cum? Păi era el însuși una femeiată. Un împărat 11. Împăratul Solomon a iubit multe femei străine. El a fost dragi femeile la Solomon. Și cum se le ucide pe astea curve? Că avea și el, trebuia să se dea și la mia lui. Să mai taie și din alea. Dar le-a tolerat pentru că el însuși era afectat în această privință. A avut 700, versetul 4. Când le-a îmbătrânit Solomon, nevestele au plecat inima spre alți Dumnezei. Și inima nu i-a fost în totul la Domnului. El avea o înțelepciune deosebită și uneori suntem furați la nivel de biserică sau la alte biserici. Cineva predică foarte frumos și știe să facă niște judecăți extraordinare. Dacă își lasă curvele acolo, poate să fie mai înțelept decât Solomon. În final se va duce pe sine la ruină și nu va propăși. Un alt caz, de data aceasta o situație în masă, citim în Numeri, capitolul 25, versetul 1. Israel locuia la Sitim și poporul a început să se dedea la curvie cu fetele lui Moab. Îndrăznesc să spun că acest duh este astăzi printre noi. Sunt fete în biserică și totuși diavolul le spune la băieți că alea din Moab sunt mai bune, da? Că alea au gura ca mierea și gâtlejul necos ca un de lemn, am citit. Dar în urmă, unde a ajuns Samson și unde a ajuns Solomon? Și invers. Sunt băieți în biserică, cât vrei să faci două plutoane, o companie întreagă. Dar când vine unul din afară, un sihem, un făt frumos din ăsta, li se pare surorilor că asta ar fi mai bine. Nu este duhul ăsta de aici? Nu erau tineri în Israel? Ba erau că bătrânii muriseră toți pe în pustie. Dar vreau altceva. De dincolo de Iordan. Și dincolo de Iordan s-au dus în robie. Vedeți? Acest duh demonic care până ești fată și fecior spune că nu-s frumos și din biserică. Și după ce o să te cătorești și știu ce spună? Că nu-i frumos soțul, nici soția. Că altcineva. Că până ai fost în biserică, altcineva a fost bun. Dar toate acestea nu sunt de la Dumnezeu, ci de la altcineva care ne va duce la pierzare. Doamne, trezește pe cei tineri. Dar uneori e necesar să trezească Domnul și pe cei bătrâni. Că duhurile astea nu îi lasă în pace după 40 de ani, nici la 80 dacă nu-s cuminți. Și știu să-i ducă rătăcire ori la ce vârstă, că te miri uneori soți care au stat împreună până s-au căsătorit copii și la 60-60 ceva de ani divorțează. Cum este posibil așa ceva? Simplu. Au tolerat asemenea lucruri și au permis. Și în final au ajuns într-o fază de unde n-au mai putut să mai facă cale întoarsă. S-a strâmtat undeva drumul. Am citit în cartea Proverbelor că curvia este o groapă adâncă și strâmtă și nu mai poți să ieși de acolo. În alt caz, Iuda, versetul 7, tot așa Sodoma și Gomora și cetățile din prejur, care se dedusă și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte o pildă să ferim pedeapsa unui foc veșnic. Începe să crească procentajul de oameni care nu sunt mai mulțumiți cu familia, vor alt tip de conjuncturi. Dar cu cât crește acest procentaj, cu atât numărătoarea inversă a lui Dumnezeu funcționează și se va pune odată capăt la tot. Un ultim caz negativ, care totuși are o nuanță de bine, deschideți, vă rog, la cartea Iosua, capitolul 2:1. Avem aici pe Rahav. Cei doi au plecat și au ajuns în casa unei curve care se chema Rahav, s-au culcat acolo. Această femeie străcată a avut o trezire în viața ei și a fost singura femeie și și-a salvat întreaga casă dintr-un oraș stat păgân care a fost sortit din micirii cu tot ce e acolo și condamnat să nu mai fie rezidit niciodată. S-a salvat. Ceea ce spunea Domnul Iisus în Evanghelia după Matei, în capitolul 21, versetul 31, adevărat vă spun că vameșii și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Dacă cineva a păcătuit, să nu-și piardă nădejdea, dar să nu mai păcătuiască, această curvă Rahav a luat-o înaintea întregii țări ei. Dar cum? Citim în capitolul 6, versetul 17, cetatea să fie dată în mâinile Domnului spre nimicire și tot ce se află în ea, dar să lăsați cu viață pe curva Rahav și pe toți ce vor fi cu ea în casă. Pentru că
a ascuns pe solii pe care îi trimiseserăm noi. Ce a zis ea? Această femeie le-a spus solilor, versetul 12 din capitolul 2, și acum vă rog, jurați-mi pe Domnul că veți avea față de casa tatălui meu aceeași bunăvâință care am avut-o față de voi. Dați-mi un semn de încredințare. Și întoarcem paginile în Noul Testament, în Evrei 11 cu 31, citim: prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți. Ea și-a schimbat și a început să creadă, și nu numai atât, în Iacov 2 cu 25 citim: tot așa curva Rahav n-a fost socotită ea neprihănită prin fapte când a găzduit pe slol și a scos afară pe altă cale? Dacă cineva a fost trecat până acum, nu doar o singură dată a păcătuit ca și Iuda cu Tamar, a avut până acum o viață stricată, nu după ce s-a pocăit. Nici dacă e așa, noi tot nu-l scoatem afară, în sensul de a scoate afară din rai, din biserică, până se va pocăi. Și tot se poate îndrepta. Domnul Iisus a spus, gura lui, chiar dacă cineva a fost trăcat până la moment, dacă se pocăiește și dovedește fapte și dovedește credință, poate să intre în cerul. Domnul să-i binecuvânteze pe aceștia. Mă adăugăm pe David, 2 Samuel 11 cu 2 la 4, a păcătuit cu Batseba, a pus punct și a rupt-o cu păcatul. Luăm acum patru exemple pozitive. Primul, Geneza 20. Avem aici un împărat pe nume Abimelec, care, fără să știe, potrivit cu tradiția vremii, a luat de nevastă pe așa zisa sora lui Avram, pe Sara. Citim în 20 cu 2. Atunci Dumnezeu s-a arătat noaptea în vis lui Abimelec și a zis: iată, ai să mori din pricina femeiei pe care ai luat-o. Versetul 4. Doamne, vei omorâ tu oare chiar și un neam nevinovat? Nu mi-a spus ea că e sorul sa? Și el a zis că e fratele său. Eu a lucrat cu inima curată și cu mâini nevinovate. Dumnezeu i-a zis: știu că ai lucrat cu inima curată, de aceea te-am și ferit să păcătuiești împotriva mea. Cum se face că pe unii Domnul îi ferește, iar pe alții, deschideți la Proverbe 22 cu 14, gura curvilor este o groapă adâncă. Pe cine vrea Domnul să-l pedepsească, acela cade în... Cum se face că pe unul Domnul îi păzește și în vis și alții Domnul îi pedepsește? Cum se face aceasta? Abimelec a fost cu inimă curată, de aia l-a păzit Domnul. Dar care-i cu inimă necurată și murdară în inima lui și deja a făptuit păcatul acolo, credeți că îl mai păzește Domnul? Ba din potrivă, pentru ăsta a scris că lasă în voia pornirii inimii lui, că în inimă deja păcatul e săvârșit și pe ăsta nu mă oprește Domnul. Și pe cel care e cu inima curată și diavolul îi scoate în cale o ispită peste puterea lui sau de care n-are cunoștință exactă, pe ăsta îl păzește Domnul. Și Domnul l-a păzit pe acest Abimelec. Un alt caz, Geneza 39, este vorba de Iosif. Aici avem, nu ca și la Abimelec, o ispită pe moment. Aici avem ispita zi de zi. Ești la servici și directorul te datonează într-una. Locuiești, știu eu, cu alții într-o secție care sunt ispitiți. Și este la mijloc serviciu sau moștenirea să fie în joc dacă nu păcătuiești. La Iosif a fost în joc libertatea și nu s-a dat bătut. A spus el în versetul 9 și 8: vezi că stăpânul meu nu mi-a cerut socoteală de nimic. El nu este mai mare decât mine în casa aceasta, dar nu mi-a oprit nimic afară de tine, că ești nevasta lui. Cum aș putea să facă un rău atât de mare? Știți care nu păcătuiesc? Cei care văd curvia un păcat mare. Cei care spun că e un păcat mititel, o să păcătuiască. Pentru că un lucru mic, crezi că ușor te scapi de el. Dar cei care o văd un lucru mare și o văd ca păcat împotriva lui Dumnezeu, se feresc de aceasta. Și Iosif, chiar dacă a ajuns în închisoare, a ajuns bine. Să presupunem cealaltă variantă, că își permitea să trăiască. Cât credeți că mergeau fără să se afle? Păi, spune Domnul Iisus Matei 10, nu-i nimic ascuns care să nu? Dar nu te-o la temniță ajungea. Păi, tot aia era soarta. Dar nu mai ajungea el împărat în viac? Diavolul te sperie, dacă nu faci asta, pierzi aia, tot acolo ajungi. Numai că o pierzi pe cea de sus. Nu pierzi nimic. Iosif n-a pierdut nimic. Ar fi fost condamnat să rămâne de-a purul slujitor. Dar el trebuia să ajungă prim-ministru. Nu a pierdut nimic. O câștiga. N-avea nimic de pierdut. Un alt caz, Rebeca, Geneza 24 cu 16. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avut legături cu ea. De regulă, în vremea noastră, și am spus că și în antichitate așa era, castitatea spuneau că e legată de urâțenie. Numai care nu-i frumoasă, numai care nu descurcăreață, n-are prieten. Uitați, asta era și frumoasă și bogată, cum zic cântarea. Și totuși, n-avea niciun prieten, dar a avut un soț ca atare. Foarte multe se pot lăuda că au avut prieten grozav, dar pe când o să-și ia soțul, nu se mai fie așa cum au fost prietenii. Este important pentru cele care sunt fiicele Sarei, asta a fost nora ei, să știe să-și păstreze locul lor. Și Dumnezeu
consider că cele care s-au păstrat sau cele care și-au revenit apoi și s-au pocăit sunt undeva în garderoba lui Dumnezeu și El le dăruiește unor adevărați tineri, o nevastă bună și doar care îl căpătăm de la, credeți că Domnul ne dă din depozitul diavolului marfă? Nici vorbă. Dumnezeu ne dă dintr-a Lui, dar Dumnezeu nu ține numai lucruri curate, că doar nu s-a mânjit cu noi. Dumnezeu nu are semii fabricate în sensul deșeuri, rebuturi, nu. La Dumnezeu tot e produs finit și produs nou. Dar cine vrea să lucreze cu Domnul la firma Lui, care e biserica, la această instituție deosebită, unde Domnul prelucrează, sfințește și apoi ne binecuvântează ca atare. Tot asemănătoare cu Rebeca, citim în Matei 1 cu 18 despre Maria, mama Domnului. Maria, mama lui, era logodită cu Iosif și înainte ca să locuiască ei împreună, a apărut moda aceasta. Dacă suntem logodiți, dacă suntem încurunați la starea civilă, doar noi ne-am jurat unul altuia. Dar nu vă fi jurat mai tare ca ăștia doi. Și ei au știut, fiecare lucru și are locul lui și momentul lui. Și Dumnezeu i-a binecuvântat ca atare în căsnicie. Un ultim caz, un tânăr din Noul Testament, e vorba de Timotei. Avea și el ispitele lui și era tânăr în slujbă, de-aia scrie Pavel: Timotei, eu știu ce-i în tine, fugi de poftile tinereții. Fapte 16, atunci când l-a luat în slujbă, chiar motivul pentru care l-a luat, se pare că în urmă Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unui iudeci credincioase și a unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îl vorbeau de bine. Pavel a vrut să lea cu el și după ce l-a tăiat în prejur, din pricina iudeilor, că toți știau că tatăl lui era grec. Și tot despre mai citim în 1 Corinteni 4 cu 17, ca și o completare la ce avem aici. Pentru aceasta v-am trimis pe Timotei, care este copilul meu prea iubit și credincios în Domnul. Tinerii care vrea Dumnezeu să-i folosească pentru slujbă mai apoi, trebuie să se păstreze curăția în această privință. Un frate bătrân spunea: și dacă ai reușit unui tânăr slujitor, sau poate chiar și unei tinere slujitoare, și ai cu ce să-i afișezi în spate o tăbliță, că este un om străcat, curvar sau lumesc, l-ai scos din slujbă pe toată viața. Chiar dacă el, din punct de vedere tehnic, ar putea să mai facă slujba, dar din moment ce și-a câștigat acest slab renume, nu mai este în stare să se ridice la nivelul de a funcționa. Și un gând pentru cei care și-au păstrat curățenia, pentru Rebeca, pentru Timotei, Iosif și ceilalți. Un gând pentru cei curați. 1 Corinteni 6 cu 15, în continuare. Nu știți că trupurile voastre sunt mădurarea lui Hristos? Voi lua eu mădurarea lui Hristos, nu a mele. Spun, fac ce vreau cu trupul meu. Și voi face din ele mădurarea unei curve, nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curve este un singur trup cu ea? Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat afară de trup. Dar cine curvește, păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu. Amin. Trupul nostru este un templu și în templul lui Dumnezeu nu este indicat să fie introduse altare străine, nici jertfe străine. Cei ce sunt în părtășie cu altarul sunt un singur trup cu acel Dumnezeu căruia îi slujesc. Dacă la templele păgâne, cum era în Corint, unde ispita era mare, căci la templul Afrodite din Corint se spune că erau 1000 de preotese stricate, 1000 de prostituate, care seara se lansau pe străzile Corintului și era o problemă pentru cei de acolo, totuși Pavel n-a slăbit cu nimic și nici acolo și le-a spus clar: cei ce fac astfel de lucruri nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Fugiți! Dacă până acum v-ați păstrat, nu vă osteniți, cum nu s-au ostenit și eu, să fugiți afară, fugiți unde puteți! Fugiți! Și de asemenea, amintim 1 Tesaloniceni capitolul 4, e la versetul 3, voia Dumnezeu este sfințirea voastră, să vă feriți de curvie. Fiecare din voi să știe să stăpânească vasul în sfințenie, în cinste, până la căsnicie, să știe cum să funcționeze după aceea, nu în aprinderea poftei ca neamurile care nu cunosc pe Dumnezeu, căci Dumnezeu nu ne-a chemat la necurăție, versetul 7, ci la sfințire. Și Fapte 15 cu 20, atunci când a fost scris acea scrisoare către neamuri, nu mai avea acele porunci multe, multe din Vechiul Testament, nu lua, nu gusta, nu atinge, dar le-a scris, numai să se ferească, și în primul rând a spus să se ferească de curvie. Și acum un gând pentru cei care au fost prinși cândva în acest laț, în această groapă.
Domnul are și pentru ei o fune de salvare. Porunca 7 spune să nu prea curvești. Cine prea curvea, era omorât. Dar a venit Domnul și a spus în Ioan 8:11, să nu mai păcătuiești de acum încolo. Dacă de acum încolo vei ști să vă păstrați, nu o să fiți în Apocalipsă pe lista acestora, nu? O să fiți pe lista celor care, spunea Domnul Iisus, intră întâi în ceruri. Acea femeie care a știut să-și plângă păcatul, acea Magdalena care a scos Domnul 7 dragi, dar a fost prima la mormânt, acea Rahav, care a fost cea mai stricată, dar când s-a pocăit, n-a trecut-o nimeni. A fost tare să-și riște viața, numai să creadă și să facă fapte vrednice de pocăința ei. Acolo unde cineva tot persistă, am văzut asemenea cazuri, face fapte cu nemiluita. Și de credincios, de, spun unii, n-are seamă. Păi cel mai rugativ, dar continuă și în păcat. Ăștia nu-s primii în rai. Ăștia-s primii care au fi scoși afară, ieșiți afară, că voi ați făcut, pac, pac, dar ați lucrat fără de lege, ați trăit în continuare în păcat. Să facem fapte, să dovedim credință, dar până la moarte să ne împotrivim păcatului și Domnul să ne ajute. Atât cei care nu s-au pătat, cât și cei care au căzut, dar care vor spune un nu hotărât păcatului, tuturor le citim 2 Corinteni 7:1, pentru viața de aici încolo. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, ce fel de făgăduințe? Fericiți cu inima curată, spune Matei 5, că cei vor vedea pe Dumnezeu aici, dacă suntem curați, de aici pleacă acest păcat. Aceștia vor vedea pe Dumnezeu, fiindcă avem astfel de făgăduințe. Chiar dacă ai fost o curvă, ai făgăduința să intri prima în fața altora. Dacă te-ai păzit până acum, nu te încrede, ci teme-te și fugi mai departe. Spre împărăția lui Dumnezeu, aleargă, fugi de aceste păcate și de stricășurile această lume. Nu te opri undeva lângă Sodoma. Și fii atent, du-te mai departe. Să ne curățim de orice întinăciune. Nu să spunem, a, este păcat numai cei care curvesc în fapte, nu, eu doar gândesc, eu doar mă uit, doar îmi plac filmele astea, eu doar îmi plac să citesc asemenea cărți. Orice întinăciune a cărnii și a Duhului, la nivelul minții, al trupului, orice atingere și să ne ducem sfințirea până la capăt, în frică de Dumnezeu. Domnul să ne ajute să fim sfinți și fără prihană în ziua aceea, ca să putem intra cu toții în ceruri. Și dacă aici pe pământ, despre un David s-au făcut referiri că a fost un om care a căzut la un moment dat. Dacă despre dumitale oamenii știu și uneori ți este greu poate să ridici capul sus sau te mustră conștiința pentru ce ai făcut. Dacă te lupți de aici încolo până în final să fii liber, în ceruri nimeni nu-ți va mai aduce aminte de păcatul tău. Acolo vom fi liberi de tot ce am suferit, de tot ce am păcătuit. Vom fi liberi căci Domnul ne-a eliberat. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.